Salut prieteni și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de reconstruiri. Astăzi avem, de fapt, mergem în Suedia, băieți, cu echipa Malmö FF. Cred că este cea mai bună echipă din Suedia, dacă nu mă știu, văd că este campioană de 21 de ori și a câștigat cupa de 14 ori, desigur, este cea mai bună echipă din Suedia. În acest episod, băieți, vom folosi doar jucătorii scandinavi, cum ați propus voi. Adică suedezi, finlandezi, islandezi, țările nordice, știți și voi care sunt suedezi. Vom vedea noi ce găsim, sigur facem o super echipă aici la Malmö. Văd că avem un buget de 9 milioane. Pentru cei care n-ați mai văzut, băieți, acest tip de rebuild, vom simula toate meciurile. Vom juca decât finala Champions League, care este unul dintre obiectivele noastre, la fel și câștigarea Premier League. Da. Haideți să vedem și noi ce echipă are Malmö. Sper să avem și noi câțiva jucători bunicei, să nu fiu nevoit să cumpăr prea mulți, dar o să încerc să mă focusez pe mulți suedezi, dacă toți suntem cu o echipă din Suedia. Dacă nu găsim ce ne trebuie, ne mutăm și în Finlanda, ne mutăm și în... De fapt, în Finlanda nu cred că există campionatul, știu că există Suedia, cred că este și campionatul Danemarcea, apar, n-am, o să ne uităm împreună. Dar haideți să vedem echipa întâi. Birmancic, sârb, bun, era bun ăsta. Ăsta, 31 de ani din Danemarca, e bunicel, dar e bătrân. 27 de ani croat, n-avem ce face cu ei. Peña, asta sigur e peruan ceva. Levici, suedez. Bronson, până acum n-avem niciun jucător de păstrat. Da. Ia uite ăsta, dar e bosniac, era bun. Dahlin ăsta, mamă, e bătrân, se vede după față. Rex, 34 de ani, ăsta 25, da, va trebui să cumpărăm, cred că toată echipa am mâncat. Da, cred că toată echipa trebuie să cumpărăm. Din păcate, da, asta este, uite, ăsta e Ganian. Da, n-avem un jucător de păstrat, să-mi ba picioare, deci n-am văzut un jucător ăștia, Schumer, aici n-avem ce face cu ele. 28, da, da, va trebui să cumpărăm o echipă întreagă, băieți, e bine că avem ce să vindem, măcar avem și 6 milioane de lire buget. Avem și un atacant aici, parcă da, dar e praf, 61. Dacă luăm 1 milion pe el, e bine. Da, haideți să dăm drumul la transferul, prieteni. Da, am vândut foarte, foarte mulți jucători, băieți. Christiansen, 4.700.000 la Lens. Olson, 870.000 la Victoria Setubal. Boronson, ăsta, 1.050.000 la Gil Vicente. Berget, 1.000.000 la Reading. Nalic, ăsta, 1.650.000 la Gaziantep, în Turcia. Ahmedović, ăsta, 7 milioane, fundașul acela foarte bun sârb și cel mai scump jucător nostru, pleacă la San Lorenzo. Da, cam atât. Da, băieți, facem și noi niște transferuri pentru că avem nevoie. Morten Fridrup de la Bromby, un jucător din Danemarca, 20 de ani, 71-20 de ani, am dat pe la... A, la schimb, am făcut un schimb. Christensen ăsta, 65-18 am foarte bun, am dat tot așa un jucător la schimb. Cajuste ăsta, am dat 5.300.000 pe el, 72-21 de ani, foarte, foarte bun. Onienka ăsta, nu știu să-l iau. De ce l-am luat pe Onienka ăsta, nu știu, băieți, o să-l vând, îmi pare rău. Nici nu m-am uitat că e din Nigeria. Da, Isaksen ăsta, tot un jucător din Danemarca, am dat pe el un jucător la schimb, parcă, cred că un jucător la schimb. Da, un jucător la schiabar, n-am. Este oari pe dreapta, 68-20 de ani, foarte bun. Și Johannesson, un islandez de 18 ani. A jucat și contra României meciul trecut. Tot așa, am dat un jucător la schimb. Bă, ce are, mă, 20 de ani? 29, mă, și speria să-mi văd, sunt 29, mâncate și... da, băi, zic, cam atât am dat. Luăm și oari pe stânga, Jacob Ondrișka, un suedez de 18 ani și 63 overall. Încă două sosiri, băieți, l-am luat acest portar, Filip Jorgensen de la Villarreal, i-am plătit clauza de reziliere ca mare, 2.600.000, dar n-am găsit altul mai bun. Și acest atacant, Wahid Fagir, tot din Danemarca, 3.900.000 de la Stuttgart, parcă da. Da, prieteni, suntem pe locul 3 în iarnă cu 39 de puncte, Haruki, văd că s-a dus un pic mai sus, dar cu câteva transferuri, sigur, vom câștiga campionatul, mai trebuie să cumpărăm doi fundași centrali și un fundaș dreapta, restul echipei arată foarte bine, băieți, eu sunt super mulțumit de ei, unde e Drenca ăsta, intră ăsta tot în locul lui și nu lasă să crească, tot încerc să-l vând de ceva timp, dar nu vine nicio ofertă pentru el, m-am mâncat și e cel mai bun jucător al nostru aproape.
Da, vă luăm și noi trei fundași, cred că toți trei sunt fundași, da. Fundași drept, 21 de ani din Danemarca, dăm pe el, dăm ceva jucător la schimb, nici nu mai țin minte. Luăm pe acest Hagen, un norvegian de 20 de ani, 64. E o problemă cu fundașii centrali, uitați ce fundași trebuie să iau. Christensen, ăsta un jucător din Danemarca, dăm pe el vreo 700.000, da. Da, nu avem fundași, băieți, va trebui să căutăm pe altcineva. Da, băieți, mai luăm încă doi fundași, să vedem cât de această dată poate avem noroc. Acest Fredrik Windhardt de la Augsburg, i-am plătit clauza de reziliere 1.400.000, să vedem cât este, 62, ciuperci, și acest Daland 67.20, cred că o să jucăm pe acesta, nu avem de ales, băieți, nu sunt fundași centrali, cred că o să fiu forțat să cumpăr un fundaș central, nu prea aș vrea să fac lucrul acesta, dar știți și voi, putem să cumpărăm un jucător de altă naționalitate, am uitat să menționez asta la început, da, cam asta este echipa, băieți, n-avem ce să facem, ăștia sunt cei mai buni care i-am găsit, haideți să-i dăm după. Da, prieteni, am terminat pe primul loc, v-am spus că o să ajungem pe cei de la Harrogate, la ce echipă am reușit să punem la oaltă, mai trebuie să lucrăm un pic la apărare, dar arată foarte bine. FA Cup merge la Tottenham 1-0 cu Leicester, Carabao merge la Leicester 1-0 cu Arsenal, Papa Jones merge la Wycombe 1-0 cu Portsmouth, cine mă urcă cu noi, Steven aici 2-1 cu Barrow. Champions League merge la Paris Saint-Germain 5-4 la penalti cu City, Europa League merge la West Ham 5-4 la penalti cu Sociedad, iar Conference League merge la Tottenham 2-0 cu Roma lui Mourinho încă o dată. Da, băi, suntem pe locul 2 în iarnă cu 51 de puncte, mamă, 16 puncte, 15 puncte în spatele lui Wigan, dar asta este, băieți. Da, apărarea noastră mai trebuie să crească un pic, inclusiv portarul, dar mijlocul nostru arată cel mai bine și această ripă dreaptă a crescut super, super bine. Ăștia doi trebuie să mai crească. Nu este o problemă cu atacul, se găsesc mijlocași și atacanți buni de această naționalitate, dar problema e cu fundașii. Da, nu prea se găsesc. Da, prieteni, promovăm încă o dată de pe locul 2, 87 de puncte. Haideți să vedem și celelalte competiții. N-am mai putut să ajungem pe cei de la Wigan. FK merge la Liverpool 3-2 cu Arsenal. Carabao merge la Liverpool 1-0 cu Aston Villa. Papa Jones merge la Charlton 2-1 cu Gillingham. Cine mă urcă cu noi? Oxford 1-0 cu Portsmouth. Champions League merge la Real 1-0 cu Bayern. Europa League merge la Barça 3-0 cu Milan, iar Conference League merge la Betis 2-1 cu Standard Liège. Da, băi, upgradăm și noi puțin aripa stângă, îl luăm pe acest Darami de la Ajax, o aripă stângă 74-21 de ani, foarte, foarte bun, am dat pe el 9.400.000 și foarte ieftin, mi se pare mie, dar nu mai putem să așteptăm după un Drijenka, chiar dacă este foarte, foarte bun și el o să-l împrumutăm, cine știe, poate crește. Da, apărarea noastră ține cont de fundași. Dacă fundașii vor crește, vom face treaba. Dacă nu, va fi jale. Avem și un portar destul de slăbuț, zic eu. L-am luat și pe acest Stringhold liber de contract. Da, și atacul trebuie să mai crească. Cred că trebuie să stăm două sezoane în Liga a doua pentru a crește echipa mai mult. Nu avem cum să facem față în Premier League cu echipa asta. Da, băi, suntem în iarnă pe locul 4, chiar sunt și eu surprins de locul în care ne aflăm, pe locul 51, mă așteptam să fim pe locul 7, 8, 9 în jos, dar asta este, echipa arată binișor, băi, să mai trebuie să crească un pic apărarea ne lasă jos, ne lasă foarte, mamă, ce-mi doare spate, da, apărarea lasă de dorit un pic, dar asta este, băi, nu sunt alții, nu avem de unde alții și nu avem nici bani. Da, de la mijloc în sus, sunt foarte mulțumit de echipă. Da, prieteni, Atena pe locul 3 la egalitate cu QPR, a fost foarte aproape de locul 2. Haideți să vedem dacă am promovat prin play-off, dar întâi să vedem cupele. FA Cup merge la Liverpool 3-1 cu Everton, Carabao merge la United 2-0 cu Arsenal și, nu, băiți, Bournemouth pe noi, cine ne-a scos? Stau, când ne-a scos la penalti, ne-a bătut la penalti. Da, asta e bine, mai crești jucătorii un pic. Champions League merge la Paris Saint-Germain 2-1 cu Atletico Madrid. Europa League merge la
United 3-1 cu PSV Eindhoven, iar Conference League merge la Espanyol 3-2 cu Slavia Praga. Da, prieteni, din nou suntem în iarnă, nu am făcut niciun transfer pentru că nu am avut bani. Acum suntem pe locul 3,51 de puncte, din nou ca și, la fel ca și sezonul trecut. Da, de aceeași problemă ca și sezonul trecut, apărarea noastră ne lasă baltă. Am găsit ceva fruntaș, dar nu avem bani de ei, băieți, din păcate. Da, cam asta este, n-am ce să-i fac, băieți. Abar n-am ce să fac. Da, băieți, facem și noi un super transfer. Am strâns tot ce am avut și l-am luat pe Andreas Christensen de la Barça, era în ultimul an de contract, am dat 35 de milioane pe el. 28-85 cred că ne va ajuta foarte mult. Bun, așa, băieți, sper că am câștigat campionatul chiar în fața lui Newcastle și Burnley. Da, interesant. Cred că Christensen ne-a dus acolo, eu așa zic. Efeca merge la Crystal Palace 2-1 cu Fulham, ce finală. Carabao merge la Leicester 4-3 la penalti cu Tottenham. Cine mă urcă cu noi e Burnley 2-1 cu Sheffield United. Champions League merge la Sevilla 1-0 cu Paris Saint-Germain. Băi, dar numai surprize anul acesta. Europa League merge la Lyon 1-0 cu Monaco, iar Conference League merge la Milan 3-1 cu Everton. Bun, băiți, în sfârșit suntem și noi în Premier League. Sper să ne dea și nouă 56 de milioane buget. Primul transfer, băieți, din acest sezon l-am luat, acest atacant Paulos Abraham. Am dat pe el decât 16.800.000, 22 de ani, un atacant foarte bun. O să-l bag în locul lui Fagir și o să-l vând pe Fagir ăsta că m-a enervat mult de tot. Trebuia să fie cel puțin 82-85 până acum, dar n-a crescut, îl băgăm pe Abraham, este un suedez. Da, băi, să facem un mic upgrade la apărare, l-am luat pe Christopher încă o dată, 81-27 de ani, am dat pe el 33 de milioane din Germania, l-am luat, băieți. Să facă cuplu de apărare cu Christensen, da, mai trebuie să vedem fundașul ăsta dreapta ce facem, dar cred că o să-l facem... să caut un fundaș dreapta în iarnă, deocamdată mergem cu ăștia. Haideți să dăm o taie. Da, suntem în iarnă pe locul 13. Băi, eu zic că este un loc foarte bun, ținând cont de echipa care o avem. Da, mai trebuie să crească un pic atacantul nostru. O să cumpăr acum un fundaș dreapta, o să mă folosesc de regula noastră, care pot să cumpăr un jucător care nu este de naționalitatea care o facem noi. Dar să vedem pe cine găsim în bugetul nostru, băieți, de 20 ceva de milioane. Da, băieți, după cum am spus că o să upgradez fundașul dreapta, l-am luat pe Thomas Tavares, l-am din Franța, de la Stade Rennes, 24 de milioane și Carsten al nostru. A și intrat în echipă, da, a și intrat în echipă. În sfârșit avem și noi o echipă, o apărare cât de cât bună, băieți. Sunt curios, Tagir, dacă a crescut, că de fiecare dată când vând un jucător, sigur crește, dar haideți să ne uităm împreună, cred că e 87-88 la ăștia, să vedeți, fii atenți, fiți atenți aici, ia, Ravil Tagir, ia, fiți atenți. A, nu, ăsta mă uncată și cum îl chema pe la mă. Ia, uitați-vă și voi mă uncați, și chiar vreau să-l văd, și chiar vreau să-l văd. Parcă din Danemarca era. Ia, cât este Tagir? 85, fiți atenți, băieți, mai ziceți ceva. Deci îl dau la 77, mâncați și nu trece nici 6 luni, 85 de rec. Hai de capul meu. I-au băgat și clauza de rezervă 333 de milioane. Da, numai în FIFA se poate întâmpla. Da, prieteni, antrena pe locul 12 cu 51 de puncte, dar asta este primul nostru sezon. Ați văzut și voi în ce stadiu am ajuns cu echipa. Efeca merge la Wolverhampton 4-3 la penalti cu City, Carabao merge la City 2-1 cu Liverpool, Champions League merge la Juventus 2-1 cu Leipzig, Europa League merge la Olympique Marseille 2-1 cu Chelsea, iar Conference League merge la Roma 3-1 cu Genk. Da, stăm un an. Da, băieți, aducem un nou atacant, am făcut o greșeală mare când l-am vândut pe Tagir acum două sezoane, cred, dar l-am adus pe Isak, băieți. El a plecat de la Malmo, cred, de la Malmo la Dortmund și de la Dortmund a ajuns la Sociedad, unde este și acum. L-am dat 75 de milioane și pe acel Paulos Abraham, da, în sfârșit avem și noi un atac bun de tot acum.
Da, cam asta este echipa, vezi, portarul trebuie să mai crească și Christiansen, dar mare încredere în ei, haide să dăm în iarna. Da, băi, suntem pe locul 4, ați văzut și voi imediat, s-a văzut diferența când am adus un atac. Cant, da, echipa arată bombă, băi, Isak doar ce a ajuns și a și crescut. Isaksen, acest jucător, sunt cel mai impresionat de el, băi, l-am luat de la 66, parcă, sau 65, este 87 acum. Toată echipa îmi place foarte, foarte mult, băieți. Din păcate, nu avem pe altcineva aici în dreapta. Tavarișul ăsta nu prea îmi place cum merge. Portarul a crescut și el. Christiansen ăsta crește bine. Da, hai să dăm la final, să vedem dacă terminăm pe loc de UEFA Champions League. Incredibil, băieți, se pare că câștigăm campionatul. Mamă, dar cât de, iar chiar vreau să văd cât de echilibrat a fost acest campionat și noi am ieșit pe primul loc, cred. Deci uitați-vă, de la locul 7 până la noi toți au avut șansă la campionat. Da, incredibil, nici mie nu vine să cred, dar e bine că ne-am îndeplinit primul obiectiv încă din acest sezon. Eu vreau decât să ne calificăm pentru Champions League, dar câștigăm campionatul. FK merge la Everton 2-1 cu Arsenal, Carabao merge la Liverpool 3-0 cu Everton, Champions League merge la AS Monaco 2-1 cu Tottenham, incredibil. Europa League merge la City 2-1 cu Liverpool, iar Conference League merge la Villarreal 4-1 cu Hoffenheim. Da, bun băieți, cam în Champions League și am câștigat și campionat. Da, băieți, l-am adus înapoi pe... greșeala mea care am făcut-o, Wahid Fagir, 89 este, băi, și 23 de ani, nu știu de ce l-am dat eu atunci, dar l-aducem înaintea. Păi am dat 100 de milioane și pe Isak, celor de la Real Betis, și aducem un nou fundaș drept, acest Rasmus Christensen, 81-29, să-l jucăm pe acesta și o să-l vindem pe Tavares, pentru că vreau să upgradez portarul. După cum știți, avem voie doar un jucător străin. Fagir a și intrat aici, Barusanu. Da, o să cumpăr un nou portar acum, l-am luat pe acest Christensen, deja am o ofertă pentru Tavares și o să-l vând și o să cumpăr un portar. Și noul nostru portar, băieți, este Mike Magnan de la Milan, cred că de la Milan l-am luat acum, nu? Cred că da, habar n-am. Nu scrie, băieți, l-am dat la schimb pe portarul nostru și 51 de milioane, cam așa arată echipa, băieți. Arată foarte bine. Christensen ăsta e din Danemarca, are 30 de ani. Merge, merge, băieți. Da, haideți să dăm în iarnă. Da, băi, suntem în iarnă pe locul 3 cu 42 de puncte. Oricum, pe noi nu ne interesează campionatul. Deja l-am câștigat. Echipa arată super, super bine, băieți. Da, n-ai ce să zici la echipa asta. De la mijloc în sus e bomba. Apărarea cam scârție un pic, dar eu zic că e foarte bună și apărarea. Haideți să vedem dacă jucăm finala Champions League. Da, prietene, îndeplinit și cel al doilea obiectiv și cum finala cu Atletico Madrid, echipa care urăsc cel mai mult să joacă împotrivă, pentru că joacă foarte, foarte bine și tot timpul o super echipă. Haideți să vedem pe ce loc a terminat și în campionat, chiar dacă nu mai contează. Pe locul 2, bă, este la 3 puncte în spatele lui Liverpool. Oricum e bine. Supercupa o pierdem în fața lui Everton 3-2. FA Cup merge la Wolverhampton 4-1 cu Liverpool, Carabao merge la Liverpool 2-1 cu United, Europa League merge la Barça 4-3 la penalti cu Valencia, iar Conference League merge la Arsenal 5-4 la penalti cu Club Brugge. Haideți să mai vedem și noi echipa noastră. Bombă, băieți, bombă, Fagir, bombă de atacant. Isakian ăsta este jucătorul meu preferat din echipă, a crescut cel mai, cel mai bine, dar Ami la fel foarte bună, Cajuste iar foarte bun și Friedrup, Johansson bombă și el. Da, apărarea noastră a mers puțin mai încet, dar ne-am făcut treaba cu ei, băieți. Christensen ăsta iară un jucător foarte, foarte bun din Danemarca. Christensen ăsta l-am luat de umplutură, Christensen ne-am făcut treaba și cu el și cu Anger. Mike Nunn trebuia să-l luăm pentru că portarul nostru era zero barat. Nu mai creștea de la 80 în sus. Da, băieți, hai să vedem și echipa celor de la Atletico, ce au mai cumpărat sezonul ăsta. Uitați și voi, Abraham Gakpo este un mijlocaș stânga foarte bun din Olanda. Velasco, din nou, un mijlocaș stânga foarte bun. Kingsley Coman, Molejo, Gravenberg, Barella. Deci au jucătorii, mijlocul lor este de 90, overall 88, 90, 100%.
Gabriel Diop și Ginter au undeva la 86, 86, 84, 86, cam acolo bat și Oblak 92, cred că e. Da, haideți să-i dăm drum, băiți, au o echipă, cred că la fel de bună ca a noastră. Da, va fi un meci extrem de greu contra Astura, nu suport să joc contra lor, mă, încăte, și nu suport. Joacă formația asta și fac un pressing de... Nici n-am putut să joc două pase, că ei deja au doi oameni acolo în poziția aia. Da, face și noi ce putem. Câștigăm, câștigăm, nu pierdem, pierdem, nu e nicio problemă. Putem să mai jucăm încă un sezon. Olio, uitați-vă și voi cum trece Kingsley Coman ăla, m-am mâncat. Zici că trece prin brânză. Hai că ajuste... Golazo! Golazo, minutul 6, golazo, că ajuste. Capitanul nostru, bă, da, frumos gol, frumos golul. Greșeală de portar, că nu-mi dau seama cum trec cu asta de Oblak. Frumos. N-am ajuns la ea. Frumoasă execuție. Bine că deschidem scorul repede, că nu e nasol să alegi după egalare contra lui Atletico. Cea mai bună echipă, părerea mea, în FIFA. Tot timpul își cumpără cei mai buni jucători. Dar cred că l-au vândut pe Joao Felix, că de obicei îl țineau titular. Sunt ăștia călare pe noi, băi, ești neamon. Spinge. Și am cavăș. De ea. Hai, Tagir. Fac dir, Tagir. Ia uite-l pe Darambi. Darambi, ce ai făcut Darambi? Nici corner, nici nimic. Ți-a sărit, da, așa ziceți toți. Când ratați, ziceți că va sări mingea. Ce-a fost, mă? Păi ești nebun. Nici n-am fost toate măcar. Olio, Gravenberg. Bă, ăla de ce se oprește, mă? De Christensen ăla, de ce trecul s-a oprit sărăcia ăla, mă? Oh, eram sigur, dar de ce s-a uitați-vă la asta aici, am mâncat, să se duce în spate, încolo, nu o să ducă pe el. Bă, și ce pasă găsește ăla. Da, da, trebuie să dăm multe goluri, că o să luăm multe. Mamă, ce frumos, eu cred zic că are în poartă. A fost departe așa, mă? Bă, ești nebun, ce frumos, frumos rău. Era frumos dacă era gol. Băi, o muscă pe aici, băga mea și... Haide, mă, taică. Ia uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi. Ne domină, bă, pe flancuri ne domină, dar noi zici că nici n-avem portar, să-mi bag picioare. Dă-i, du-te. Hai, Fagir, că ai scăpat. Ai scăpat, Fagir. 2-1, mă, trebuie să dau cât mai multe, că sigur iau multe. Hai, bă, nu vă mai plângeți atât, că acei jucători aveți, cred că au și o bancă de rezervă de... Frumoasă pasă, frumoasă, rău pasă. Bravo, băi. Ah, mamă, ce aproape am fost de dă-i-o. Dă-i-o. Du-te. Du-te iară. Du-te iară. Du-te iară 3-1. Du-te iară 3-1. Oh, mamă, ce bine. Ce bine mâncați și... Ce bine că dăm multe goluri, că dacă mai și ratam, mamă, dar n-a fost offside ăsta, mă? Se pare că am offside. Bravo, bă, Fakir. Știu eu de ce l-aduc înapoi.
Aleu. Aleu, aleu, aleu. Bravo, bă, ce bine că recuperezi repede. Nu acolo trebuia, băi. Trebuie să nu-i las să combine pe ăștia, dacă i-am lăsat să combine, ia uitați. Ia uitați și voi. Hai mă, Potolește, te vrei să ne dai gol de acolo, Velasco, du-te, drecu. De papițoi. Bună pasă, mă, bună pasă, mă centrează. Fuuu, dar Ambi ăla tot timpul ajunge prea târziu sau prea devreme. Hai, fac eu de aici. Tot așa, frumoasă pasă, frumoasă pasă. Pasa aia a făcut totul filtrantă, mâncați. Ce bine joc, mă, mâncați, ce bine joc. Nici mie nu vine să cred că joc așa bine contra ăstura. Bă, da, frumoasă, rău pasă. Frumoasă, rău, bă, dar și asta suspect așa puțin de offside. Dacă arbitru nu ridică, nu interesează pe noi. Mamă, intrăm cu 4-1 la pauză. Ualeu, ce mă dare spatele. E bine că intrăm cu avantaj mare la pauză. Hai băieți, hai băieți că se poate. La 4-1, oh, cred că mare cum să ne egaleze ăștia, dar asta nu se știe. Bravo, bă, dar Arambi, du-te Baros, du-te Baros, fă-ți talentul. Fă-o pe aia. Bravo, bă, nebunule. Vreau să dea gol de acolo, bă, bă, tu nu ești sănătos la cap. Hai de capul meu, cum treacu n-a dat ăla mâni aici, nebun la cap, cu era mingea lui. Deci era mingea lui, uitați-vă și voi. Deci uitați-vă și voi mingea lui și dă ăla din înaintea lui. Ce hai de cap. V-am spus că l-o să luăm multe. De aceea trebuie să dăm multe. Joacă super ofensiv ăștia. Am intrat în un gaur acolo. Așa, mama, 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 dacă ieșea pasă aia. Ia, s-a pus ăștia pe noi. A pus fraierii pe noi, fiți atenți. Nu? Bravo, bă, Mainean. Așa, mâncați, ești talentul tău. Ma, s-au supărat ăștia, i-a certat Simeone la pauză și se cam puseră pe noi. Du-te, Tarambi! Du-te, Tarambi! Altă dată. Bă, ăsta zici că are două viteză, mă, să-mi bat picioare. Cum dracu n-a trecut, mă, pasă aici, nebun? Bravo, bă, Anier, bun, Romă citește bine, rău de tot jocul. Dă-i-o. Frumos. Ăla-i golul, mă, dă-l-o, frații, mă, ăla-i, mă, dă-l-o, mă, 5-2. Frumos am jucat faza asta. Frumos, frumos, frumos. Hattrick, Tagir, cred că el e. Frumos am jucat faza asta. Tot el? Da, Fagir, hat-trick. Tot îmi vine să-i zic Tagir, mă, gata, și e un fundaș în Turcia. Mamă, mamă, nu de ăștia, taică. Bravo, mă. Da, bă, că n-a fost nimic. Ce dracu să aruncăm, mă, pușcărie ăla, așa că n-a fost absolut nimic acolo. Joacă totuși sau nimic, mâncate, și nimeni nu se mai apără.
Du-te, tarambi. Du-te, tarambi, mă, că ești talentul tău. Fă-ți talentul aici. Fă-ți talentul, bă, nici de ăla nu treci. Faulta, mă, că nu mai aveți șanse, mă, egalați voi în 9 minute să dați 3 goluri niciodată. Barella. Mamă, ce pasă de Barella. Ia tramvaiul, bă, Barusan. Abia să mai dăm unul, că se poate. Să fie scor de tenis, nu de altă. Opa, 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 opa. Frumos golul. Frumos, frumos, frumos. Dar joacă super ofensiv și ne prinde repede. No, mai gata. Până aici v-a fost. Nu mai aveți șanse. Taghi, ține de acolo, Barusani. Olio, fiți atenția. Eh. Bravo, bă, Christensen. Tarambi ăsta, bă, nimeni nu-și cam să-mi pa picioarele. La cât e de bun, și e de fraier. Hai să ne distrăm și noi un pic. Hai să ne distrăm și noi un pic cu căței. Ne-a dat scăriță de tân scăriță. Frumos, elegant. Ca just e cel mai bun jucător al nostru. Părerea mea, da, e jucătorul meu preferat, e aripa aia dreaptă. N-a dat și el niciun gol, dar muncește mult băiatul. Da, băiță, mă, mamă, cât a durat și acest rebuild foarte, foarte greu și acesta, da, asta e, voi ați vrut, eu fac, bineînțeles, 6-3, v-am spus, scor de tenis, așa, bate Simona Halep. Haideți să mai vedem o dată echipa, că a durat mult 6-3, mâncați și, bă, fie a drept de muscă. Da, băiță, ăsta e Isaksen, ăsta e jucătorul meu preferat, dar ca just e cel mai bun jucător al nostru, părerea mea. Da. Cam asta este echipa, băiți. Eu zic că este super, super bună. Dacă vreți să folosiți orice jucător, chiar vi recomand, în afară de ăștia trei. Ăștia trei. Da, bun și ăștia, băiți, am făcut treaba cu ei, dar Christensen ăsta e varză. Da, bun și ăștia, băiți. Bun și ăștia, cumpărați și pe ăștia. Da, cam atât, băiți, pentru acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like, vă rog frumos, să considerați să vă abonați, bineînțeles. Lăsați un comentariu cu ce echipă doriți să facem în continuare sau ce obiective să avem. Da, cam atât, ne vedem în următorul episod, băieți, adică mâine.